În introducerea discuției noastre, vă rog să vă prezentați celor care vă cunosc mai puțin sau deloc. Mă numesc Șantaioan Florin, sunt columbofil al județului Bihor. Mă numesc Liviu Sebastian, locuiesc în Oradea și sunt membru columbofil al voiajorului Bihor. Când și cum ați început sportul cu columbei voiajori? Sportul columbofil a început de la... De mic copil am fost între porumbei. Împreună formăm tandemul din 2006. Zlibus cu Șanta. Zlibus cu Șanta. Faceți-ne, vă rog, o scurtă prezentare a crescătoriei dumneavoastră. Crescătoria, la momentul de față, sunt cam 80 de zburători și 40 de porumbei la matcă. Reproducție. Aveți în crescătorie dispozitive de genul încălzitoarelor, sistemelor pentru semi-întuneric sau control al luminii? Nu, nu deținem. Acordați importanță aerisirii crescătoriei? Acordăm cât să fie crescătoria mai, cât mai uscată. Importanța asta e, să fie cât mai uscată. Câte păsări dețineți la lotul de zbor? La momentul de față avem 80 de porumbei de zbor. Și la reproducție? 40. 40. Specificați, vă rog, etapele sau categoriile de concursuri care vă interesează în mod special și spuneți-ne care e sistemul de concurare a păsărilor. În mod special, că ne plac toate etapele, da? Unde avem șanse de, la nivel național, general, fond și maraton. Aici e foarte greu pentru viteză, pentru... Încă nu ne place, ne place, da? Asta e categoria ce jucăm. Așa porumbei avem pentru categoriile astea. Fond maraton. De la general. General, fond și maraton, că aici sunt șanse. La ce dată vă împerecheați porumbeii? Porumbeii împerechem la 1 martie. Aveți anumite criterii după care faceți împerecherile? La matcă împerechem. După anumite criterii, la zbor și la zbor. Ne puteți spune și nouă, vă rog, câteva dintre aceste criterii? La matcă împerechem porumbeii cei mai buni, cu femelele cele mai bune. Și la zbor tot cei valoroși. Înțeles. Ce hrană folosiți în perioada sezonului? Folosim mai multe, de la mai multe firme. De exemplu, de la Mariman, de la firma Ovator, Vesele Laga. Deci cam de la cele trei firme folosim. Spuneți-ne, vă rog, care este pregătirea de care beneficiază porumbeii înainte sezonului de zbor? Tratament prima dată, în primul și în primul rând. Pe urmă, antrenament. Să fie sănătoși, ca să poți să îmbarci la concurs. Dacă ești bolnav, nu are rost. În primul rând, sănătate. Și după aia, antrenament. Antrenamente până la 60 de km. Începem de la 15-20 de km treptat. La ce dată începeți tratamentele? Tratamentele? În 1 ianuarie începem cu viermi, de viermișori. De parazitare? Sigur. În 1 ianuarie, după aia tot treptate. După aia, dar nu e neapărat că respiratorii și dacă n-au porumbei, nimic n-are rost să le faci un tratament. Pentru ce? Deci nu e obligatoriu, nu... Noi așa considerăm. Care cum. Forțați porumbeii să zboare în jurul crescătoriei, înaintea sezonului de zbor? Nu. Porumbeii lăsăm de voie să zboare. Și porumbeii sunt la program. Dimineața și seara. Pe lângă selecția făcută de coș, aplicați și selecția făcută de mână? Mai puțin. La noi mai puțin, că noi cam concurăm toate etapele și ce se de pierdut să pierd. După ce criterii vă selectați porumbei care rămân pe anul următor sau? Depinde, deci noi care rămân, dacă te referi la tineri, la tineret, porumbeii noștri, tinerii,
nu s-a angajat la maraton. Dacă aștept să spunem că jucăm și maraton, joacă un fond, două, trei și la 2 ani. Deci porumbei la vârsta de un an? Noi nu jucăm porumbei la maraton numai de la 2-3 ani în sus. Până la 5-6, cât poate să duc. Dar nu selectăm că la un an trebuie să ne zboare 3 fonduri, 2 maratoane și din alt. Nu. Dacă zboară 3 fonduri, clasează 2, e bine. Noi avem porumbei din crescătoria Birou și Man și nu-s porumbei ce se maturizează la un an, se tragi de ei. Se maturizează mai greu. De la 2 ani încolo. La 2 ani în sus. Ai pretenții să... Spuneți-ne, vă rog, în ce costă recuperarea porumbeilor după întoarcerea de la concursuri? Păi, mâncare le dăm dietă, în adăpători electrolit, Blissform, Avifarm, produse rămfrit. Mum și Avifarm. Câți pui reproduceți anual? Cam 60 de pui. Concurați pui? Da, sezonul. Concurăm și lăsăm pui și de zburători. Cum ați vreo 2 ani, nu m-am lăsat, nu? Da, cum așa nu. N-am lăsat din zburător, nu m-am animat. Până la ce distanță concurați pui? Anul ăsta am concurat până la Budapesta, 220 de kilometri. Beneficiază de un sistem de concurs deosebit față de maturi? Adică? Pui, deci aplicați un sistem... Nu, vă duvim, nu, împerechem pui, nu. Înainte de etapele ce se fac cu asociația, facem 4-5 antrenamente. Și acolo așa am considerat și ne-am consultat noi doi, că n-are rost să jucăm mai mult de 220. Deci pe următorii ani așa vom juca. Porumbei maturi, ce mod de concurs aplicați? Văduvia? Și văduvia naturală. Și natural. Deci jucăm pe ambele. Avem două voliere de concurs și pe una jucăm natural, pe una văduvie. Cum anul ce urmează o să vedem. La maraton în special natural. Administrați porumbeilor produse de condiționare, vitamine sau alte produse de acest gen? Vitamine normal, le administrăm. Sigur. Și după un tratament, îți spune, nu? Îți puteți spune și nouă câteva dintre produsele care le folosiți? Am folosit și Gherbit, și Mumu, ăsta, Avifarm. De la Romfrid. În special am folosit Romfrid. Ne puteți da, descrie mai detaliat, vă rog, sistemul de medicație, programul de medicație pe care l-a administrat porumbeilor dumneavoastră de-a lungul anului și în extra sezon. Păi, când este nevoie, facem de trihomonoză, măcar o dată pe lună. Dacă e nevoie, facem de trihomonoză la porumbei. Asta în timpul sezonului? În timpul sezonului și... În extra sezon? Tratamentele care se fac. Strictul necesar. Strictul necesar, nu. Enumerați-ne, vă rog, câteva rezultate importante obținute în ultimii ani și prezentați-ne, vă rog, câțiva porumbei care au concurat cu succes în crescătoria dumneavoastră. În 2010-2011 am avut porumbel uman. Celebrul Man. Poftim? Celebrul Man. Da. Care așa cum l-avem. Și ăla a fost primul porumbel cu rezultate notabile la noi, ca la nivel național. A fost locul 3 Maraton Palmares, locul 3 Maraton Palmares național. Pe urmă, mai fost femeia de la dans. Care anul ăsta a dat o surpriză foarte mare. Mulți crescători din Oradea spuneau că nu se poate să mai întoarcă porumbeii de la dans, că ei au zburat cu ani în urmă, foarte greu veneau porumbeii, dar se poate. Mai fost o femeie, 225028, 2010, care după ultimul concurs, după Hale, a venit acasă și a murit acasă. Ultimul maraton de anul ăsta? Ultimul maraton de anul ăsta, a murit acasă și femeia
de 6 ori ne-am bătut cu crescătorie. Singurul porumbel ce l-am avut care să... Și aia a fost o finală super. Au făcut norma anul ăsta la fond, la general. Generalul Palmares pe 3 ani, locul 3 pe județ. Mai este masculul 530050, care are AS Maraton Palmares Maraton. Anul ăsta? Anul ăsta, normal la record, da. Și femeia 225039. Tot așa are tot. AS Maraton. AS Maraton. Locul 3 pe bio. Deci, județeană, național. Da. Mai greu. Prezentați-ne, vă rog, și câțiva dintre porumbei mai sus menționați. Acesta este celebrul man. Porumbelul care a intrat la două maratoane, a făcut senzație nu numai în Bihor, ci și în România. Intrări la 12 și 9 minute și la 3 și 9 minute. Noaptea. De la maratoane. Chiar la ultimul maraton. Ultimul. Da, la, atunci a dat o oră și ceva. Două ore, 50 de minute. O oră, 50 de minute a dat avans la următorul porumbel. La locul 2, sosit pe centrul la noi. Pe centrul la noi. Centrul Oradea. Da. Câți ani le-ați concurat? Pe din... 2008, 2009, 2010, 2011, 4 ani. 4 ani. Și Capui a zburat la un derby de... 530. Da, la Omel. L-ați retras din competiție acum, nu? Da, este în matcă. Am avut și un fiu din el care a avut clasat Magdeburg, Frankfurt și Bamberg. Și la Frankfurt a fost locul 2 la noi pe Bihor, fiul lui. 2012? Da. 033094 m-a scurit, care l-am pierdut anul ăsta. S-a întors de la Wiesburg, a fost angajat anul trecut la, și la ultimul maraton la Wiesburg și s-a întors cu piciorul, a avut probleme. Cred că a fost rupt că vreo două luni, nu călca pe picior. Și a fost încăpățânat, eu am fost. Am zis că să fac maraton pe 3 ani. Și m-am pierdut. Aceasta este femela 214-407 din 2011. Porumbel primit. Porumbel primit de la domnul Miclăuș, care se trage din porumbei de la domnul... Tata. Este un mascul de la domnul Costea. Iar mama e o femelă de la Man Simeon. Din... Mama lui Kaiser, din mama ei. Spuneți-ne, vă rog, câteva rezultate obținute de această femeie. Femeia aceasta a luat locul 1 dansc la noi, la zona de vest. A sosit la ora 11:46 de minute, dacă bine ți-e minte, și al doilea porumbel intrat la noi în Bihor și nu numai în Bihor, pe zona de vest, a fost intrat la ora 5 și cea după amiază. Anul acesta, nu? Anul acesta, da. Anul ăsta a fost danscul, prima dată când am concurat la dansc și tot auzeam de la ăștia mai în vârstă, de la columbofil, de la care am învățat noi columbofilie, că de la dans vin foarte greu porumbel, nu vin. Și atunci am vorbit cu Neluțu, hai Neluțu să încercăm, să vedem ce ori. Și am pregătit doi masculi pentru dans. Și a venit de elu și zice, bă, hai să băgăm și pe 407. Zic, hai să băgăm dacă vrei să băgăm. Și uite că femeia a venit prima singura, că el alți doi nu mai vin. Ați angajat trei porumbei?
Da. Mai avut femeia zburat anul ăsta două fonduri și în rescurdele. Dar la dans, și femeia are normal la maraton cu danscu, care a fost un drum foarte greu, și cu ultimul hale, ce a fost iarăși un drum greu. Și a realizat normal la maraton. Și atunci a venit agățată. Și atunci, la ultimul hale, mi-a venit patru porumbei loviți. Am angajat 7, am clasat 4, 6 s-au întors, unul nu a mai venit. O femeie tânără nu a venit. 50. Aici avem tot un mascul. Da, tot un mascul din 2007. Mama masculului este o femeie de la domnul Cărmăzan. Tata e mascul de-a nostru, CP, din 98 e tata lui. L-am de 12 ani la masculul ăla. Mi-a dat pui. Mă n-am mai băgat seama pe el, că am zis că am adus porumbeiești noi, încercăm cu oștii. Dar văd că uite, se concurează din 2007 ca pui, 2008, 2009, 2010, până acum și încă, acum are norma la AS Maraton, Palmares, are record și la anul o să fie îmbarcat. Mai concurăm deci îl concurați în continuare. Da. Are 14 fonduri și maratoane clasate. Mascul. E 2007, e un mascul de bază, care poți să te bazezi pe ăla. Anul ăsta câte etape l-ați angajat? Pe el? Da. La maraton, 3 maratoane și 2 fonduri înainte de maraton. Și acum astea scurte, dar astea nu clasează, nu-i place. Vine la drumuri grele, la Frankfurt. El și cu fiul umanul mi-a făcut locul 1 pe concurs. Vă referiți la Frankfurtul din 2012. Da. El a fost al doilea porumbel sosit la noi și ne-a dus locul 1 crescător la... Ce distanță a fost? La 1000? 1600 km. 1000. Aceasta este o femelă din 2010. 225039, care anul ăsta a realizat 3 maratoane. Normal AS. Maraton. Locul 3 pe Bihor. Femeala, 3 din 3. Da, 3 din 3. Și anul trecut are 4 maratoane plasate pe mine. Are Wiesburg, Leipzig, Halle 1, Halle 2. Și nici nu a fost angajat la altul maraton decât astea 4. Angajat 4 clasuri la maraton. Femeia se trage din porumbei Biru și mama e de la domnul Tănase, de la Timișoara. Da. Da. În continuare, ce sfaturi ați putea oferi unui coleg începător? În primul rând, sfaturi ce am putea oferi, să știe ce vrea, deci la ce categorie joacă și să știe, deci dacă știe ce vrea, atunci să încerce să-l aducă porumbei pentru ce vrea el. Ăsta e primul sfat ce l-aș da la un membru începător. Să știe ce categorie vrea să joace. Să le faci pe toate e greu. E foarte greu. Trebuie timp. Bloc. Timp, e foarte greu. La un porumbel nu poți să aștepți să... Nu-i nici el de un fier și el, e o viață. Nu poți să tragi de el să-ți claseze 12 din 12 etape sau cât zbor. Sunt puține. Ați avut vreodată momente în care ați fi vrut să renunțați la acest sport? Nu. Și dacă aș vrea să renunț la sport, dar n-aș putea să renunț la pasiunea de a avea. Deci tot porumbei tot așa, dar și dacă n-aș concura. Să iau, că-mi plac. M-am născut între porumbei. Ce vă doriți de la Columbofilie pe parcursul anilor ce vor urma? Să fim tot mai sus, ca și orice crescător. Dacă se poate... Normal.
Aia își dorește fiecare, care aveți zice un că nu... Cel. Și să fim cât mai uniți, colegii care suntem în Columbofilie, în Voiajorul Bihor, vorbesc. Suntem câțiva și uite că s-a făcut o treabă bună și să fim cât mai uniți. Să ne respectăm unul pe altul. Fair play-ul contează aia foarte mult. Da. Să-ți placă să mergi să te întâlnești cu colegii și altceva. Să vedem ce o să fie, ce drumul, ce etape, cum, ce se mai schimbă. Da. În încheiere, vă mulțumesc pentru timpul acordat și vă urez multe realizări și pe viitor. Mulțumim. La fel, baftă.